cu surorile Suzana și Daciana Vlad. Am vorbit anul acesta, însă am vorbit despre haine, despre port popular și am vrea să le facem o vizită și astăzi în zi de sărbătoare, pentru că ele sunt din Maramureș și așa ne-am propus noi aici la matinal în această dimineață să călătorim în toate colțurile țării, să aflăm tradițiile din toate zonele și să vi le arătăm și vouă în această dimineață. Așa că le spun bună dimineața fetelor și Crăciun fericit! Bună dimineața lui Crăciun, cum se spune în Maramureș, și bine v-am regăsit și în această dimineață frumoasă de sărbătoare. Sunteți foarte, foarte frumoase, să știți, și mă bucur că ne întâmpinați cu atât de mult zâmbet și atât de multă frumusețe, mai ales din straiul popular. Sunt curioasă, până acum ce tradiții s-au desfășurat în zona Maramureșului, de unde sunteți voi? Păi de fiecare dată aici în Maramureș sunt colindătorii nelipsiți, de la mic până la mare. În principal vin cei mici cu colindele lor așa mai scurte, pentru că ei fiind micuțe nu pot să rețină foarte multe versuri și atunci cumva dau ei startul și cumva prin asta ei vestesc nașterea Domnului. Și bineînțeles că de fiecare dată nouă în special ne petrecem sărbătorile în familie și așa le începem, cu cei dragi acasă și după aia, bineînțeles, cu neamurile, pentru că suntem, avem foarte mulți verișori, mătuși, unchi și avem pe unde să mergem. Și în această dimineață nu e așa că ne colindați și pe noi puțin? Cu mare drag, cum să nu? O să vă colindăm un colind tradițional pe care cu siguranță toată lumea îl știe și pentru că nu degeaba suntem numite gemenele folclorului maramureșan, întotdeauna alegem să cântăm și să colindăm ceva tradițional. Vă ascult! Deschide ușa, creștine, deschide ușa, creștine, că venim din nou la tine, că venim din nou la tine. Tare mult! Mi-ar fi plăcut să fiu acolo alături de voi și să aud live acest colind și vă repet invitația de a veni la noi în platou, poate anul viitor, poate 2021 ne aduce împreună. Cu siguranță! Am dorit să vedem și noi cum ați colindat, dar așa, pe bune, în casele oamenilor, așa că vă invit să rămâneți alături de noi cât timp vă urmărim pe voi cum ați colindat de sărbători. Cu mare drag! Le-am văzut pe fete colindând și de asemenea am văzut o masă cu bucate și aici revin cu o întrebare clasică, așa, ca de Georgia, de Crăciun. Mi-e foame tot timpul în cazul în care ați uitat, inclusiv în dimineața de Crăciun. Așa că, fetelor, care sunt bucatele vedetă la voi în zonă? Bineînțeles că în Maramureș nu lipsește de pe masă cozonacul și sarmalele. Tocmai de aceea așteptăm și noi cu mare drag să ne întoarcem la mama noastră acasă și să mâncăm din bucatele ei, pentru că așa cum gătește mama noastră, nu gătește nimeni, așa ca pentru fiecare copil. Și, bineînțeles, arată de biof, care nouă ne place foarte mult, nu știu, în casele altor oameni. Și pentru copilașii care vin la colindat întotdeauna covrigei, nuci, mere, astea trebuie să fie nelipsite. Deși trăim noi acum și alte vremuri în care copilașii se bucură și pentru niște bănuți, că așa trebuie, nu lipsesc lucrurile tradiționale, pentru că nouă ne place să fim așa tradiționali. Știu că voi mergeți la colindat, voi două și încă două prietene. Cine sunt aceste prietene cu care colindați?
Sunt două prietene de ale noastre din folclor, Iulia Bucur și Florina Oprea, cu care am scos anul trecut o colindă care și în momentul de față se bucură de un mare succes pe canalul nostru de YouTube. Colinda se numește Sub fereastră la un bun și pe această cale vrem să le mulțumim tuturor românilor care au ascultat acest colind și care l-au făcut atât de popular. A ajuns la peste 2 milioane de vizualizări, ceea ce pentru noi este un lucru foarte, foarte realizabil, foarte mare și ne bucurăm nespus de mult. Păi am vrea să îndesim și noi acest număr, cu toate că nu va fi contorizat pe YouTube. Noi invităm pe cei de acasă în acest moment să asculte acest colind și revenim cu frumoasele surori după acest moment. Am văzut nu două fete frumoase, ci patru. Fetelor, sunt curioasă, ați vorbit
cu colegele voastre să vă vopsiți diferit, pentru că erau două colindătoare blonde și două colindătoare șatene. Uite, așa s-a nimerit, pentru că nimic nu este întâmplător. Deși și pe noi două ne întreabă toată lumea de ce ne-am vopsit una blondă și una brunetă. O să vă mirați că noi așa ne-am născut. Daciana s-a născut blondă și eu brunetă și atunci cumva așa am păstrat, chiar dacă ne-am vopsit, am păstrat aceeași nuanță. Și uite că și fetele s-au nimerit să fie una blondă și brunetă, cumva cred că am făcut așa un întreg. Au fost niște cadre superbe, să știți, și mulțumim. Mă gândesc că totuși cameramanul nu v-a ținut foarte tare în frig, nu-i așa? În cât timp ați reușit să filmați? Au fost câteva cadre totuși. Din contră, nu ne-a ajuns timpul, pentru că iarna, noptându-se mai repede, am început să filmăm în jurul orei 12 la amiază și cred că am stat vreo 5 ore în acel frig și în zăpadă, dar am făcut să stăm și mai mult, să facem și mai multe cadre frumoase, doar că n-am reușit, că s-a noptat prea repede, dar suntem mulțumite că a ieșit până la urmă ceva frumos și de calitate. Așa, comparativ, pentru că dacă ne întoarcem în zilele noastre, avem tot felul de cizme și ghetuțe îmblănite. Șosetele de lână își fac treaba în realitate? Adică bunicile noastre erau apărate de frig și de ger? Foarte bine! Chiar își fac treaba și, deși e așa un paradox, că aceste costume tradiționale pe care noi le purtăm, vechi de 50-100 de ani, vara țin așa răcoare și iarna țin de cald. Și toată lumea nu înțelege cum se întâmplă asta, dar uite că țăranul român a știut el ce face și de aceea noi le purtăm cu mare, mare mândrie, la fel și ciorapii și în opincuțe. Bine, acum normal că simțim și noi frigul, dar nu l-ai simți ca și în ghetele astea mai de actualitate. E o perioadă ciudățică acum, cred că să-mi spuneți voi dacă a mers la fel de bine colindatul ca în alți ani. Oamenii au deschis ușile să primească cu colindul? Ne bucurăm că avem ocazia să-i cântăm online, dacă nu reușim să colindăm din casă în casă așa cum făceam în fiecare an. Dar cumva la noi, oamenii, mai ales copiii, vestind această bucurie a nașterii, sunt primiți, bineînțeles. Și acum noi ne vizităm rudele între noi, cumva cred că ar fi absurd să nu păstrăm acest obicei și doar să ne lăsăm influențați că trăim o perioadă grea și dificilă și să fim așa într-o panică continuă. Cred că e destul și ar trebui să ne bucurăm de această sărbătoare și să nu lăsăm nimic să ne oprească din a colinda. Știu că avem și noi câteva imagini cu voi colindând din casă în casă pe care ne dorim să le vedem și apoi să revenim, pentru că mai am câteva întrebări pentru voi, să știți. Cu drag! Am avut ocazia să vedem mai multe generații de colindători alături de fetele noastre frumoase, pe care aș vrea să le întreb, din copilăria lor, ce își amintesc cu drag de sărbători? Păi, de exemplu, noi de mici mergeam împreună la colindat cu părinții noștri, cu frățiorul nostru și umblam așa din casă în casă la toate rudele până ne adunam toți la oaltă și la ultima casă la care aveam de colindat, acolo ne petreceam până dimineață. Și pentru noi era o bucurie, abia așteptam aceste momente, să ne revedem cu toții, să fim mulți, să colindăm. Și cel mai important, că la fel păstram și atunci costumul tradițional. Noi ne îmbrăcăm la colindat în costumul tradițional. Și nu e doar așa că e o poveste ca să dea bine la TV, așa se îmbracă oamenii aici, în zi de sărbătoare, merg la colindat, merg la biserică în costumul tradițional. La Săniuș mergeați? Eu știu că la noi erau două, trei sănii și restul ne băteam pe ele, care cum apuca. Da, noi chiar am fost norocoase că tatăl nostru ne-a făcut câte o săniuță la fiecare dintre noi și chiar ne împrumutam și la alți copii și eram foarte darnici, adică noi nu le păstram doar pentru noi. Și aveam acolo pe o străduță vecină
Iar era o pantă foarte, foarte mare și atunci era perfectă pentru a merge cu săniuța și fiind aproape de casă, cumva și părinții puteau să ne țină așa sub control, să vadă ce mai facem, să... Bineînțeles că erau și peripeții, ne loveam, dar asta era așa bucuria copilăriei, că altfel nu o simțeam. Dar nu spuneam când ne loveam, dacă spuneam asta părinților, ne mai lăsau a doua zi la săniuși. Și după o tură zdravână de săniuși, în momentul în care intrați în casă la căldură, la ce anume pofteați? Vă amintiți? Eu, de exemplu, pofteam la pâine în spuz. Erau pâine pe care bunica o scotea din cuptor. Nu știu cum se nimerea, dar de fiecare dată când mă întorceam de la derdeluș, fix atunci scotea pâinea din cuptor. La voi ce era? Primul lucru la noi era să mergi la gura sobei. Erau sobele alea vechi, unde puteai să te așezi într-o parte, să stai din terafotă, cum le știe toată lumea, și să stai acolo la căldură, pentru că ți erau picioarele înghețate, ți erau degetele înghețate și aveam în sobele alea niște bucăți de cărămidă, terapota aia, pus acolo strict pentru aceste momente. Când vii de la săniu sau ți-s picioarele înghețate, să se pune la picioare și să stai acolo. Nu mai pofteai nimic în momentele alea. Mă bucur tare mult că am reușit să vorbim în această dimineață. Vă mulțumim tare mult că ne-ați purtat în această poveste și în zona voastră, în zona Maramureșului. Mare drag, de fiecare dată e o bucurie să intrăm cu voi live și abia așteptăm să ne vedem acolo în platou, pentru că vă simțim așa, niște oameni foarte calzi și chiar rezonăm foarte frumos. Mulțumim din suflet și noi vă simțim pe voi două fete frumoase și calde și eu abia aștept să ne cunoaștem așa cum se cuvine, dar până una alta, până reușim să ne cunoaștem, aș vrea să le ascultăm pe surorile acestea frumoase care ne colindă tocmai din Maramureș și să ne dăm seama ce își amintesc ele de sărbători. Am revenit cu o altă femeie frumoasă, femeie caldă, care ne-a trecut pragul în această dimineață și crei mulțumim și cumva este o bucurie pentru mine, pentru că eu sunt foarte, foarte apropiată de zona de muzică ușoară și cumva, ascultând-o din copilărie, ea a fost cea care mi-a deschis apetitul și pentru colinde, așa că îi urez în această dimineață bună dimineața și Crăciun fericit, Paula Selin. Bună dimineața, Crăciun fericit, bună ziua lui Crăciun. Sper că petreceți bine cu toții acasă și vă doresc să fiți, chiar dacă cu grijă, chiar dacă suntem mulți dintre noi separați, să fiți împreună cu inimile. Să știi că o să-i surprind pe cei de acasă, poate că o să vi se pară de vreme să spun la mulți ani, dar să știți că nu e întâmplător, o să spun la mulți ani în această dimineață pentru că este ziua Paulei. La mulți ani, să fii sănătoasă! Mulțumesc, mulțumesc din suflet! Doamne ajută! Noi avem o surpriză pentru tine! Ce frumos, mulțumesc! Chiar tort! Chiar tort, pentru că am depășit perioada de post și atunci nu mai facem poftă nimănui cu bucatele de la televizor. Mulțumesc, la mulți ani, să fii sănătoasă! Doamne ajută și fericită, voi să fiți sănătoși. Iubită, Doamne ajută. Mulțumesc. Să fiți sănătoși și să vă meargă din ce în ce mai bine. Să aveți mult, mult, mult succes și să ajungeți în casele cât mai multor români. Mulțumim tare, tare mult. Sunt curioasă în momentul în care tu ai venit pe lume, ce se afla în sufletul părinților tăi, care probabil așteptau să se așeze la masa de Crăciun și iată că a venit un cadou imens, uriaș. Un cadou neașteptat, deși mama știa că din moment în altul trebuie să sosesc. Era în povestea că era o iarnă foarte grea, cu zăpadă multă și chiar ningea în noaptea de Crăciun, în anul 1978, adică cu 180 de mii de ani. Nu exager. Așa. Tata nu era acasă pentru că era în armată, iar mama s-a hotărât să-și petreacă Crăciunul să fie în siguranță la bunici, respectiv la mămica ei, și îmi povestea că a fost foarte greu, că a început să simtă că e momentul să meargă la spital. Spera să reziste până dimineață, dar nu s-a putut, așa că l-a adunat pe unchiul săracul de el, care pleca să le-a colindat. I-a zis, vino că e momentul, și au mers la spital. Și asta a fost. Săraca nu i-a fost ușor. Și îmi cer scuze că am chinuit-o în acea noapte. Am chinuit-o mult, dar sper că de-a lungul timpului să îi fi arătat cât de mult îi sunt recunoscătoare pentru tot ce a făcut pentru mine, pentru că părinții mei mi-au fost alături și îmi sunt alături în continuare și îl rog pe Dumnezeu să mi-i țină sănătoși, pentru că ei au fost îngerașii mei, pe lângă cei pe care ni-a dat Dumnezeu, ei au fost îngerașii mei.
Eu cred din suflet că faptul că tu te-ai născut în seara sfântă, care a coincis, iată, și cu nașterea Domnului, atunci te-ai născut și tu, cred că nu e întâmplător, pentru că tu vestești atât de frumos de fiecare dată Crăciunul și necolinzi și ne aduci bucurie în suflete și în case. Și cred că mama ta nu a fost chiar atât de supărată pe tine pe cât crezi tu, mai ales că ea te-a prins-o într-un context în care toată lumea era acasă și putea să aibă grijă de ea. Altfel, poate în altă zi era mai puțin înconjurată de familie și de cei dragi. Da, îi mulțumesc. Sigur că de-a lungul timpului acesta tot ce a fost greu în anii aceia s-a estompat și a rămas doar bucuria. Așa că, da, eu am simțit întotdeauna Crăciunul ca pe o datorie de a împărți bucuria Crăciunului și din acest punct de vedere. Mereu am fost legată de sărbătoarea Crăciunului și muzica mea și vocea mea a vibrat un pic mai intens la cântecele de sărbători. Tot de Crăciun, an de an, mergeam la colindat copil fiind, la aceiași bunici și dincolo, numai că dincolo era un stat undeva sub pădure, adică la părinții tatălui, și ne era un pic mai ușor să mergem dincoace. După care făceam tura de onoare, știi cum e? Nu știu dacă la voi se făcea tura mare pe la neamuri și mergeam în vizită pe la toți bunicii. Dar în noaptea de Crăciun mergeam la colindat cu verișorii și cu fratele meu și cu prietenii din toată regiunea și ne băteam între ghilimele ne băteam în colinde. Cine știe, cine are repertoriu mai nou, cine a mai învățat ceva ce nu s-a mai auzit, cât de bine cântăm. Noi fiind elevi la școala de muzică, eu și fratele meu începuserăm pe atunci, pe vremea aceea, să înțelegem ce înseamnă armoniza și verișorul meu cânta la vioară și încercam să armonizăm colinde. Era foarte frumos, erau vremuri de poveste și culmea, că v-am auzit mai devreme vorbind despre Săniuș, culmea că de Crăciun, chiar și noaptea de Crăciun, care era, în majoritate mi-amintesc ca o noapte așa foarte sticloasă, cu ger puternic și cu zăpadă multă, ne găseam timp să mai mergem și la Săniuș. Atunci era noaptea când nu ne trimitea nimeni la culcare, puteam să stăm cât voiam, așa că stăteam până clacam. Până când adormeam pe scaun sau pe jos, luptându-ne cu somnul, să nu se termine noaptea asta sfântă, să nu se termine. Multe amintiri frumoase. Îmi pare rău că nu exista tehnologia de acum atunci, deși pe de altă parte nu îmi pare rău, pentru că acele amintiri sunt total independente de tehnologie, dar aș fi vrut să te aud când erai copil, cum colindai. Din fericire avem șansa de a te auzi la maturitate și aș vrea să revenim în platou, pentru că mai am niște întrebări pentru tine în această dimineață, dar până atunci aș vrea să ascultăm împreună piesa Paulei, Sering, cerul și-a deschis oborul. Ne-am întors alături de Paula, pe care am văzut-o într-un decor autentic românesc și sunt curioasă unde a fost filmat acest colind. Am filmat la Muzeul Satului din Baia Mare. Îi mulțumesc doamnei director pentru amabilitate. A fost, dacă nu mă înșel, chiar acum un an, filmarea acestui clip. Evident că acest colind l-am prelucrat, probabil mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți, l-am adaptat vocii mele și felului meu de a simți muzica. Am făcut aceste percuții speciale, am cântat cu fluierul, am vrut să fie așa mai arhaic cumva, fără a părăsi de fapt zona modernă, pentru că el este o îmbinare, zic eu, interesantă între vechi și nou. În această perioadă, cred că mulți eram obișnuiți cu petrecerile de firmă, cel puțin noi artiștii. Eu n-am lucrat într-o mare firmă să pot să mă bucur din punct de vedere al angajatului, dar cântam alături de trupă și ne-au lipsit aceste întâlniri. Mi-a lipsit întreg turneul de colinde, pentru că în perioada asta, în toți anii trecuți, colindam țara în lung și în lat și adevărat că se mai strecurau și petreceri de firme, dar iată ce
idei bune și ce inedit, s-a remediat puțin zona aceasta, pentru că am început să primim propuneri de a înregistra concerte acasă și de a le trimite cu special celor care aniversează diverse evenimente de firmă. Și chiar discutam în pauză că la noi acasă a început instalarea atmosferei de Crăciun încă de la 1 decembrie, când am început să răspundem acestor solicitări, și mi se pare foarte frumos că se adaptează lumea cerințelor acestei schimbări radicale din punct de vedere al show business-ului mondial, de fapt. Poate reușim să trecem cu ajutorul acestor idei interesante mai ușor peste perioada izolării și să ne revenim la normal cât mai curând. Doamne ajută, asta e o veste foarte, foarte bună. Mă bucur că ai adus această veste în discuție. Poate că e un exemplu de acum înainte, poate că nu mulți auziseră de această variantă. Iată că ea există. Există, sigur. Și eu mai am o curiozitate în ceea ce te privește. Data trecută noi ne-am întâlnit și am vorbit despre bucătăria vegană. Așa e. Și acum vin cu întrebarea specifică de Crăciun. Tu ce mănânci în această perioadă? Care sunt bucatele pe care le consumi? O grămadă de preparate, variantă vegană. Recent am aflat o soluție fabuloasă de a face parizer vegan din migdale, colorat cu suc de sfeclă roșie, o să încerc să fac rețeta la un moment dat. Deci sunt variante și, de exemplu, seitan se pune în loc de carne, se pot face sarmale cu ciuperci sau cu soia și sunt cel puțin la fel de gustoase. Sunt variante foarte multe și inclusiv salata de băf, ce era tradițională și era nelipsită, vreau să spun, din meniul de sărbători. Acum mama o face fără ou și fără carne, evident, cu toate celelalte ingrediente, și este, mie mi se pare, la fel de gustoasă. E la fel de gustoasă. Știu că ai mei la un moment dat pofteam și eram în post și la fel au făcut salată de băf de post, pentru că doar atâta puteam să mâncăm, și da, e foarte, foarte bună. Așa e. Uite, cozonacul, sunt curios, se poate face fără lapte? Bineînțeles, bineînțeles. Toate preparatele se pot face foarte, foarte ușor. Bine, eu mai am o problemă, trebuie să mănânc mai puțin preparate ce conțin gluten, dar ne descurcăm, găsim făină fără gluten și facem, se poate. Și există un fel de a face brânză, în ghilimele, mă rog, un preparat care să umple cozonacii, din semințe de caju, hidratat. Cajuul este hidratat, dat prin mixer, îndulcit cu ce preferă, se poate cu ștevie, pus vanilie. Sunt variante foarte multe și foarte gustoase și bune. Cred că îți hrănește și curiozitatea genul acesta de preparat vegan, pentru că poate te-ai plictisit de vechiul cozonac, poate vrei să improvizezi ceva anul acesta. Iată că e o variantă foarte bună să-ți antrenezi curiozitatea și imaginația. Absolut. Și agar-agar, de exemplu, este un produs care încheagă și poți să-l folosești pentru creme și sunt foarte multe soluții. Mi-o doresc tare mult, pentru că până acum nu am avut această ocazie de a te auzi live, pentru că până să reușesc eu să vin la vreun concert de-al tău, iată a venit pandemia. Dar am această ocazie și acest avantaj pentru faptul că prezint această emisiune să te rog, dacă vrei, să ne colinzi în această dimineață. Primenește-ți... Stai să iau, să iau microfonul, am uitat. O să vă cânt Colindite Sfântă, un colind pe care îl cânt cu prietenul, foarte bunul prieten conjudețean Ducu Berții. Se numește Colindita Sfântă. Primenește-ți gazdă casa, umple vatra, pune masa, fă potecă prin grădină și-n pridvor ține lumină, că venim de multișor, drumul nu ne-a fost ușor. Tăt prin viscul, tăt prin sloată, suatătă noaptea tătă, hai cori.
toată lumea cântă. Hai, Corindă, Corindiță sfântă, hai, Corindă, Dumnezeu ascultă. Mulțumesc! Mulțumim din suflet! Pe mine m-au trecut niște fiori senzaționali și mi-am amintit că, în realitate, tu ai fost alături de noi încă de la începutul... Prima clipă a emisiei. Da, cu Paula am început. Este un lucru pe care mi-l amintesc cu mare bucurie și cu mare drag și nu cred că foarte multă lume poate să păstreze așa o amintire. Așa că vă mulțumesc eu că mi-ați dăruit-o și de multe ori merg și spun și povestesc. Știți că eu am fost prima la Metropola TV acolo? Mulțumim tare mult! Mă bucur la mulți ani, dragi prieteni! Doamne ajută, la mulți ani și Crăciun fericit! Crăciun fericit! Mă bucur tare mult că ne revedem acum, așa cum le place colegilor mei această expresie, cumpăna dintre ani, aproape de cumpăna dintre ani, mai avem ceva până la Revelion, dar ne poate acuși acuși la ușă. Așa e. Și să treacă 2020, chiar dacă a fost un an greu, totuși au fost multe lucruri pe care le-am învățat și le-am înțeles din toată experiența asta, dar ar fi bine să, ca 2021, să fie un pic mai blând și mai atent cu noi. Vă doresc să aveți parte de lucruri minunate, de lucruri bune în noul an și să fim împreună cât mai mult și să trecem de toată perioada aceasta și să rămânem sănătoși. De ce nu? Doamne ajută, mulțumim tare mult că ne-am revăzut astăzi. Și eu, Crăciun fericit, prieteni, și tot binele din lume. Aș vrea să încheiem cu o melodie de-a ta, Steaua răsare, pentru că eu cred că de sărbători speranța nu îngurește în sufletele oamenilor, iar steaua, evident, răsare sus. Așa că încheiem cu Paula și Steaua răsare.
Am revenit după această superbă colindă a Paulei Seling și m-am bucurat tare mult că i-a spus Steaua Răsare și nu Steaua Sus Răsare, pentru că mie nu-mi place acest pleonasm. Steaua nu poate să răsară în jos, dragii mei, doar în sus. Și acum facem un switch de generații și vorbim cu o domnișoară superbă cu care, ce credeți, astăzi m-am asortat. Suntem amândouă îmbrăcate în roșu pentru că așa stă bine unei fete de Crăciun. Bună dimineața, Iuliana Beregoi! Bună dimineața, hei! Crăciun fericit, în primul rând! Mulțumesc! Și vă, Crăciun fericit! Mulțumim tare mult! Ce ți-a dus, moșuț? Ți-a dus ce ți-ai dorit sau a deraiat așa mi-a un pic de la listă? Mi-a adus ce mi-am dorit, dar nu pot să vă zic acest secret pentru că o să vorbesc despre el în vlogul meu nou, o să arăt acolo pentru că țin secret întotdeauna și le fac o surpriză și fanilor cu despachetarea cadourilor de la moșu. Mai nici n-am îndrăznit să îți cerem așa ceva, oricum cadourile sunt în general secrete. Sunt curioasă, în schimb, dacă poți să ne spui cum arată Moș Crăciunul tău, pentru că Moș Crăciunul meu avea plete albe. Moș Crăciunul tău ce are? Are dreduri albe. Are dreduri albe. Moș Crăciunul meu are dreduri albe. Și mai multe detalii despre Moș Crăciunul meu este în piesa Moș Crăciun cu dreduri albe. Acolo este practic toată informația despre Moș Crăciunul meu, din imaginația mea, cum îl văd eu. Deci este 100% ideea ta. Cătălin și Alina nu au contribuit cu absolut nimic, nu-i așa? Cum să nu? Ba da, ba da? Ideea noastră, da. Ce mai fac Cătălin și Alina? Știu că în această perioadă ei sărbătoresc cu cățelușul lor, Marc, parcă-l cheamă, nu? Nu e adevărat, nu e adevărat. Sărbătorim astăzi împreună Crăciunul la mine acasă. Ce drăguț! Da, nu știu dacă v-am zis, dar am pregătit o super surpriză. De fapt, nu o să sărbătorim doar noi, Mixton Music și familia Beregoi. O să sărbătorim toată familia Mixton Music și toată familia Generației Z astăzi Crăciunul împreună, doar că va fi un Crăciun mai special pentru că va fi la mine acasă. Adică am organizat un concert The Stage, unde o să fim online la ora 15, la ora 17:00 și vom cânta, o să le distrăm împreună, o să zic foarte multe secrete despre familia mea de aici, de la mine de acasă, o să arăt cum arată camera mea, cum sărbătorim noi Crăciunul, o să arăt foarte multe chestii și o să fie foarte, foarte, foarte tare. Am organizat ceva extraordinar. Ce tare! Să-i salut pe Cătălin și pe Alina din partea mea și de asemenea spune-mi, te rog, că ai mașină de spălat vase, pentru că nu-mi imaginez păi, cum să nu? Ne-am cumpărat-o... Nu am de foarte mult timp, apropo. Mama se chinuia, noi suntem patru în familie și plus asta și pisica și motanul și se chinuia întotdeauna să spălăm vasele împreună. Acum ne-am luat mașina de spălat vasele, va fi mult mai simplu. Dar ne bucurăm foarte, foarte, foarte mult că vom putea sărbători împreună anul acesta Crăciunul, cum am sărbătorit și ziua mea împreună alături de Generația Z, așa și Crăciunul. Ce le transmiți celor care ne urmăresc în acest moment, care poate sunt la masa de sărbători? Un Crăciun fericit, să aveți un Crăciun foarte, foarte, foarte fericit alături de oamenii dragi, alături de persoanele pe care le iubiți și sper foarte mult că Moș Crăciun, chiar dacă nu a venit acum la voi, o să vină la Crăciunul pe vechi, pe 7 ianuarie, cum e și la noi în Moldova. A, deci tu sărbătorești de două ori? Eu sărbătoresc de două ori Moș Nicolae și de două ori Crăciunul. Măi, și-o dat fiul nou. Și primești, adică, de patru ori cadouri? Cât și cum, depinde. Dacă îmi doresc mult, da. Și pot să mă înscriu și eu undeva, nu știu, să vin să fiu vecină problemă. Cu tine? Cel mai important este să crezi că Crăciunul este de două ori și că Moș Nicolae vine de două ori și atunci poți să sărbătorești. Bine, cred că e important să creadă și Moș Crăciun și Moș Nicolae în noi și în aceste tradiții, că altfel putem să credem noi cât vrem. Dacă ei nu cred și nu vor, nu prea vin. Oh my God, e aud mintea noastră. Da, ne citesc mințile, dar nu Moș Crăciun, ci spiridușii. Așa m-au zis că spiridușii sunt cei care au această capacitate. Oh, da. Dă informația lui Moșu. Mulțumim tare mult, Iuliana, că ne-am auzit în această dimineață. Nu te mai reținem, te lăsăm să mergi să petreci Crăciunul în familie, așa cum ne-ai povestit. Da. Sper foarte mult să fii și voi alături de noi pe The Stage la ora 17:00. Sărbătorim Crăciunul împreună. Mulțumim tare, tare mult. Eu vă mulțumesc. În continuare o să vă las alături de noua piesă a Iulianei Beregoi, Moș Crăciun cu dreduri albe.